dimineața și bine v-am găsit la o nouă aventură. Este 7 dimineața, 26 august 2023. Și în acest vlog vom pleca la mare. Am zis că dacă v-am făcut atâtea vloguri la munte anul acesta, să mergem și la mare. Acest vlog va fi puțin mai diferit deoarece încercăm să aducem un divertisment mai interesant privitorilor noștri. Vom avea două fire narrative. Primul, în care vă prezentăm vacanța în sine, ce vedem, ce facem, simțim. Iar în al doilea, vă povestesc ceva interesant din viața mea personală, așa că trebuie să-l vizionați integral pentru a afla toată povestea. Acest vlog mai vine la pachet și cu o surpriză. Alexandra nu mai poate filma cu noi, din păcate, așa că ne-am căutat și găsit totodată o nouă camera girl. Iar cu acestea fiind spuse, putem da drumul la acțiune, plecând spre acasă o luăm ca să putem pleca la Constanța. Cu ce te ocupai înainte să faci un defense? Masaj erotic, legal. Cum ai ajuns să faci masaj erotic? Cum a început totul? Păi! Deci am ajuns la București. Am luat în noua noastră camera girl, Alexis. Bună, bună! Și mergem la mare! Wow! Distracție! Și când ajungem la mare o să cunoască mai bine. Ah, da, evident. Să facem o introducere. Hoinării, atât mere și zidii, a petrece și a horii, și a ieșit cu prietenii, dar am știu că tot bun. Am ajuns! Am ajuns la mare! Am ajuns la mare! Facem o comparație la bagajit? Asta? Da. Da. Atât are fata asta. Bagaj. Și voi? Ia să vedem. Un por bagaj plin, mai un dosar în spate, mai un... Ai ceva și în față. Da. Da. Geanta aia pe care ai luat-o? E în față. Ah, am înțeles. Aici avem bucătăria, frigiderul, pe oții. Bună. Bună. Cum te simți astăzi? Fierbinte. Deocamdată. Fierbinte? Da. Păi, e de la tine, nu de la vreme. Foarte frumos aici. Ai, uite, e televizor și aici. Și un ventilator. Uții, vino să testezi patul ăsta. Hai. Cum e? Oh. E de dormit. De dormit este? Da. Și celălalt? Asta e satea mai mare. Ah. Da, tot e bun de dormit. Vine că avem draperii. Am o sută de machiaj. Like care. Poate diseară te machiam. Nu, ce vrei. Ah, zic. Cald. Oh, ce spate. Ia încordează. Încordează. Cine are mușchi mai mari, uții sau tu? Puțin, vină ca? Puțin. Și bicepsul? Oricum, are mai mult decât mulți băieți. Chiar da. Sexy. Sexy, sexy. Bam. Sus. Bam. Sus. Sus! Mm-mm. Nu vrea să se ridice. Vai! Tu spudic, te rog să ieși. Am zis că sunt pudic. Bine, haide că ieși. Mă rușinez.
pudic. Mai am un sutien, vrei să ți-l dau? Crezi cu mine? Păi eu zic că da. Vrei să-l încerci? Hai să-l încerci. Culoare. A, e roșu. Ți-l dau pe ăsta, de pe mine. E albastru ăla. E cu roz, cu albastru, cu mult. Roz îmi place, roz e culoarea mea favorită. Îl dau acum jos. Puții, ce faci? Îi dau tricolouțul. A. Vrei tricoul cu ananas? Poftia? Vrei tricoul cu ananas? Da. Păi și ce facem? Mergem. Pe plajă și după aia? După aia? După aia? Facem ce se face pe plajă. După aia, după ce stăm pe plajă. Cum a început totul? Păi... Am cunoscut o prietenă de-a lui Eduard, care făcea masaj erotic, doar că eu nu știam. Și într-o zi mi-a zis că a găsit un anunț de angajare la un salon de masaj erotic. Și mi-a zis că ea nu lucrează acolo și să mergem împreună la interviu. Și a zis, nu, bine, hai că încerc. Dar eu știam că ea făcea masaj erotic dinainte. Și a venit în probă. Ți-ai dorit să faci asta? La început nu pot să zic că m-a pasionat. Am vrut mai mult să încerc să văd cum e, dacă... A fost mai multă curiozitate, să da, înțeleg. Da. Și cât timp ai făcut masaj erotic? Vreo 3 ani. Ce ai să-mi spui despre asta? Multe. Am o parte de multe. Am cunoscut multe persoane, fel și fel de... oameni, caractere, povești de viață. Am cunoscut bărbații mai bine. Am aflat de ce marea majoritate preferă masajul erotic în detrimentul escortelor. De ce? Sunt curioasă, mai fă curioasă. Pentru că la escorte te duci, ți-ai făcut treaba și ai plecat. Timpul unui masaj este de minim 60 de minute. În 60 de minute... ai timp să vorbești cu persoana, adică nu ai cum să stai 60 de minute să taci din gură. A, se creează o legătură. Uh-huh. Începi să o cunoști, poate și ajunge să-ți placă de ea și așa tot revii. Pentru că îți place de ea și vrei să o cunoști mai bine și mai bine și mai bine. Unde mergem acum? Maruma Beach. Îmi place. Și liniștită e. Ce faci, Uzi? Te dai cu cremă? Da. Să mă bronzez frumos. Se poate, se poate. Se poate mai mult. Hai că mere. Și vrea să colacul și cel ține parcă viața ei cu la plajă, să vezi. Ia probează-l, ia. Intră în el. Uite așa mergi în apă. Așa mergi cu el, așa. Hai, bagă-l. Hai, păi tine uite de-a. Înainte intra. Intra înainte? Da. Anul trecut. Deci anul trecut, un an de sală mai târziu, nu mai intră colacul pe pont. Eu cresc cu părul. Dacă nu vrea el, atunci vreau eu. Mă dai pe mine cu cremă pe spate? Da. Și pe cur? Nu. Dai?
plecarea de la Milan. Îți plac surprizele, Eduard? Da. Cu jumătate de gură? Păi depinde. Dacă te referi la cele pozitive, da, îmi plac. E și o conexiune emoțională, oarecum. Sau la nivel intelectual, pot spune. Emoțională, cred că pentru ei, nu știu... adică poți vorbesc din perspectiva mea, nu am avut o conexiune emoțională, adică doar așa, nu știu, o amiciție, adică o rezonare. Veneau doar bărbați? Și cupluri. Fete? Singure nu. Am înțeles. Și care ne pot spune că au fost, de exemplu, părțile rele aici? Există și bărbați cu un caracter mai dificil. Poți să elaborezi puțin? Păi, genul ăla de bărbat care orică vine la masaj, orică vine la o escortă, consideră femeia o bucată de carne, care trebuie să facă ce vrea el, cum vrea el, ceea ce nu există. Care e planul pentru seara asta? Urmează să ajungem acasă și să luăm interviu. Hai la magazin! Ajunsem în Lidl. Cumpărături Lidl. Bună seara, în primul rând. Bună seara. Bună seara. Am ajuns acasă. După o zi lungă. Mă rog, cazare, da. N-a fost chiar așa lungă. Ce urmează acum? Să-i luăm interviu. Noi, noastre, camera girl. Alex. Sunt aici, sunt pregătită. Bun, spune-ne câte ceva despre tine. Păi, nu știu cu ce să încep. De-astea, loc de unde provin, vârstă, orice nume, și... ocupație, astea. Ca la un interviu? Nu, neapărat. Nu așa, oficial. Simți tu confortabil. Ce simți tu că ai vrea să zici despre tine? Păi m-ați luat așa pe nepregătite, adică știu că am tot vorbit. Asta că... Asta a fost și ideea. Da, păi foarte urât din partea voastră că nu m-ați pregătit înainte. Sorry. Da, nu o să vă iert pentru asta. Primul și ultimul vlog împreună. Așa. Mă numesc Alexis, sunt din București. Să zic și vârsta, să zic... Nu, rămâne un mister. Se va afla cândva pe parcurs, poate. Oare? Din întâmplare. Printre conversații, în alte vloguri sau în astea. Până atunci rămâne un mister. Vlogul înainte al ăstuia l-am făcut fără Alexandra. L-am făcut singur. Da, l-am făcut singur. Am rămas fără camera căl. Și bucuria noastră că am găsit alta. Și cum m-ați găsit? Din întâmplare? Din întâmplare, pe stradă, m-ați cules, așa. Nu chiar. Deci, noi eram la București, aveam niște filmări și s-a întâmplat să avem o cunoștință în București. Și am sunat cunoștința aia care a venit cu Alexis. Eu încercam atunci să îi conving să meargă la mare cu noi, în seara aia chiar. Dar nu eram rupt singură. Da. Într-un final, am mers la mare, suntem aici. Da. Până la urmă, întâmplarea a făcut ca să ajung în spatele camerelor să vă filmez chiar. Mm-hmm.
Și nici nu vă cunoșteam, adică, da. Da, a fost așa, random. Îmi place viața foarte tare, muzica, să dansez, cluburile, femeile. Femeile. Laura, în special, da, asta e altă poveste. Asta e altă poveste. Cum... În secret, planul meu să-i ofer lui Eduard, dar vedem dacă mi iese până la final. Stați și vedeți, aflați. E posibil să nu mai trec pe el acasă. Da, da, da. Asta mi-aș dori. Vai! Dar vezi că poate rămâi fără ea de tot? Nu, păi mă duc la țară și stau la țară. Nu mi-am nici telefonul, nimic, dau pe avion sau măcar. Și mă apuc de scris un jurnal. Scrisori de dragoste, să o fac să se întoarcă. Ah, dar chiar pe tine mi-amintesc că te-am cucerit de la Zodi, când v-am întrebat de Zodi, de astea. Și mi-ai spus așa că par perversă, dar așa, cu Zodile. Da. Ce nu-ți place? Ce nu-mi place? Ce nu-ți place? Da, nu-mi plac persoanele arogante, nu... Nu știu ce altceva, nu-mi vine nimic în minte acum. Da, ideea e că îi plac multe chestii, mai multe cu da. Da. Mai simplu o să zic ce ne place. Da, pe bune. Cum este, cum a fost prima zi ca și camera acolo? Nu știu, obositoare totuși. Da. A fost o zi obositoare. Când de ce punct de vedere? Ne-am plimbat de colo acolo. Da, e mereu pe ceva de făcut. Da. Și ziua asta a fost încă mai light. Păi, sperăm să-ți placă să colaborezi cu noi. Sper și eu să vă placă să colaborați cu mine acum, ce să mai zic. Să mă vedeți și vlogul următor. Eu cred că ai mult potențial. Da? Da. Nu, o să zici doar în fața camerei asta. Ba, nu. Da? Da, te descurci foarte bine. Continuă tot așa. Ai foarte multe calități. Acelea fiind... Băi, ești mai vorbăreață decât majoritatea oamenilor. Da. Asta contează mult. Mm-hmm. Cred că ai și voce sexy. Ai vrea să zici ceva viitorilor privitori, ascultători? Nu chiar. Nu dați artificii. Da. Vizionare plăcută. Da. Și... Imaginați-vă că dacă în fața camerelor se întâmplă ceva cu Eduard, cu mine în spatele camerelor, sigur se întâmplă altceva. Ok. Tu mai stai. Un pic de tot. Un pic. Somn ușor atunci, mă bag și eu la somn. Hello! Neața! E 10! Trebuie să mergem la plajă? Trebuie să facem sex? Trezirea! Frații, sunt trecut pe titele. Primul este întotdeauna puțin ciudat. Nu renunța așa de repede la visele tale. Dorm mai mult. Asta e bună. Nu mă mai enerva. Du-te și aspiră în deșert. Ok. Nu mai zâmbi. Fii supărat. Fii supărat cu pantalonii jos. Cum e ciorba? Bunuță. Asta iute? Nu, deloc. Cred că te minte. Da, eu nu spui iute. A. Păi și atunci de ce l-am mai pus?
dacă nu e iute, că de obicei se mănâncă cu iute. E completarea gustului. Tu nu poți mănânci un ardei dacă nu e iute? Nu. Unde-i farmecul? Dulce, dulce ca uții. Nu o să mai știe lumea cum o cheamă. Ba Laura, ba Andreea, ba uții, ba... Păi... Da. Where are we going? În satul de vacanță. Cum te simți? Minunat! Bă, stai frate într-un loc, mâncați-a sufletul tău! Tare, stai! Simți cum se ridică stomacul? Ce-mi place! Ce-ai câștigat la notă? Ce pot să-ți mai dorești, când tot ce vrei primești, meriți de toate, că știi să mă iubești. Dacă nu-ți place, te las să mă cerți, pe frajă ne așteamnă cu cocktailul rece. Seara la șofi cu bleduri de lux, vacanța ta e cu și cu pumnul în masă. Nu, mă doare mă loc. Mi-ar plăcea să mai asist la această conversație. Așa. Dar am venit să vă urez somn ușor și noapte bună. Noapte bună. Puțin am mai adormit. Ia un picior. Noapte bună. Să termină vacanța. Da, la sol. Ce facem pe trei plecăm la București? Păi da! Acasă și apoi... Și apoi plecăm acasă. Da. Da. Cum ți-a părut? A fost fain. Eu mai voiam să stau cu ei, dar... Na... După posibilități. Alexis trebuie să ajungă la... La muncă. Da. Să semneze contractul. Să se angajează. Da. Așa că... Nu s-a putut mai mult. Deci, până data viitoare... Până data viitoare? Să ne revedem cu bine, da. Da. Să ne revedem cu bine. Da. Au trecut două zile de când am terminat vlogul de la mare, unde am și răcit by the way, așa că scuzați-mă vocea. Și cu ocazia asta încheiem și vlogul. Mulțumim pentru vizionare și ne vedem de la viitoare.